Continuă verificările pentru nerespectarea măsurilor de protecție individuală. Doar în 24 de ore, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean din Mehedinți au verificat peste 1400 de persoane și 50 de societăți comerciale. 83 de sancțiuni contraveționale au fost aplicate. Polițiști și reprezentanța instituțiilor cu atribuții de control au desfășurat activități de verificare privind respectarea măsurilor impuse de contextul stării de alertă, scopul vizat fiind prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2. Acțiunile de verificare privind respectarea măsurilor impuse în contextul stării de alertă au continuat și în ultimele 24 de ore. Astfel au fost verificate 1400 de persoane și au fost controlate peste 50 de societăți comerciale. Au fost aplicate 83 de sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea măsurilor de protecție individuală în valoare de 35.000 de lei. În trafic au fost verificate peste 200 de mijloace de transport. Recomandăm tuturor cetățenilor să respecte prevederile legale în contextul pandemiei de COVID-19. Facem precizarea că evenimentele de tip nunți, botezuri, mese festive sunt interzise. Recomandăm tuturor să păstreze distanțarea fizică, să poarte masca de protecție și să nu se expună la riscuri. Astfel, în cadrul acestor acțiuni au fost derulate activități de verificare atât în mediul urban cât și rural, fiind verificate 1400 de persoane și controlate peste 50 de societăți comerciale. Au fost aplicate 83 de sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea măsurilor de protecție individuală, în valoare de 35.000 de lei, iar în trafic au fost verificate peste 200 de mijloace de transport persoane.